Clasamentul celor mai fericite țări din lume conform World Happiness Report realizat în 2013 s-a făcut luând în calcul mai mulți factori precum PIB-ul per cap de locuitor, speranța de viață sau gradul de corupție. Potrivit studiului, cele mai fericite țări din lume sunt Danemarca, Norvegia, Elveția, Olanda și Suedia. Danemarca ocupă prima poziție în clasamentul țărilor cu cei mai fericiți locuitori, cu un punctaj de 7,693. Cetățenii săi se bucură de unul dintre cele mai ridicate PIB-uri din lume. Libertatea de alegere în viața de zi cu zi este la un nivel înalt, corupția este la un grad scăzut, iar sistemul medical bine pus la punct duce la o speranță de viață ridicată. România se află pe locul 90, cu o medie de 5,033. Țara noastră a început să participe la această cercetare internațională în 1993, iar anii 90 au fost marcați de o scădere abruptă a stării generale de satisfacție, ajungându-se ca în 1999 doar jumătate dintre români să mai declare că sunt fericiți. Astăzi, situația nu s-a schimbat prea mult. Deloc surprinzător, românii sunt printre cele mai nefericite popoare de pe planetă. Ceea ce ne mulțumește însă sunt banii și locul de muncă stabil. Pe locul următor este familia și prietenii, căci condiția socială contează foarte mult pentru români. Raportul arată că oamenii pot fi nefericiți din diverse motive, de la sărăcie și lipsa unui loc de muncă până la problemele familiale și afecțiunile fizice. Surprinzător, statistica a scos la iveală o cauză nouă a tristeții de pe glob, tulburările mentale cronice. Iar dacă vrem o lume mai fericită, specialiștii spun că avem nevoie de o cu totul altă abordare asupra sănătății mentale.